Bine v-am regăsit, dragii mei, pe cei din Zodia Fecioară. Haideți să facem mentalarea pentru luna mai 2021, să vedem ce vă așteaptă în această lună ca și evenimente importante. Țin să precizez că acest video este valabil și pentru cei care aveți ascendent, descendent, luna, Marte, Venus, nodul nord, nodul sud, chiar și Lilith în Fecioară. Haideți să vedem. Evenimente importante pentru cei din Zodia Fecioară, luna mai 2021, evenimente importante pentru cei din Zodia Fecioară, luna mai 2021. Ok. Voi iertați o situație din trecut și mergeți mai departe, foarte bucuroși și foarte fericiți. La voi este o schimbare foarte mare. Este cineva care în trecut v-a păcălit cu foarte multe lucruri, din câte văd. Este o persoană care s-a izolat. Este o persoană care din bucurie a dat-o în plâns, pentru că persoana asta a crezut că poate să își bată joc și să aibă fericire după. Aici cineva a înțeles că relația respectivă nu era menită. Cineva se eliberează de energia asta. Cred că a fost o relație bazată mai mult pe pasiune, pe sexualitate, în care nu a existat echilibru, posibil cu o balanță, posibil cu cineva din berbec săgetător sau chiar cu cineva din vărsător. Aici nu a existat niciun fel de echilibru. Cineva aici revede, ca să spun așa, într-o clar viziune sau un vis, sau pur și simplu visând cu ochii deschiși, toată relația asta care a avut loc cu cineva care s-a bazat doar pe instinct, fără niciun fel de sentiment, și spune pur și simplu asta a fost ceva, cineva își găsește răspunsul, voi vă găsiți răspunsul și spuneți, nu, a fost doar o pasiune. Clar, nu era ceva pentru mine, în niciun caz. Bun. Și cineva după toată treaba asta își găsește echilibrul. Clarificarea cărților de pe masă pentru cei din Zodia Fecioară, luna mai 2021. Clarificarea cărților de pe masă pentru cei din Zodia Fecioară, luna mai 2021. Da. Voi v-ați îndrăgostit de cineva din Leu, Taur, Fecioară, Capricorn. Persoana asta vă aduce foarte multă fericire. Ori urmează să cunoașteți această persoană. Voi vreți să vă căsătoriți cu persoana asta. Clar. Vreți să vă căsătoriți. Și regretele pe care le-ați avut, sau pentru cei care ați fost căsătoriți și ați ales să terminați, cum am spus, să divorțați de persoana asta, veți întâlni pe cineva nou cu care vă veți căsători. Bun, aici este vorba despre respingere. Voi respingeți, pentru alții dintre voi am o altă situație, ok, fiți atenți. Voi ați avut o relație cu cineva, iar acel cineva, pentru doamne în special, văd că are o relație cu o regină de bâte și puterea. Și am și soarele aici și regele de bâte, deci clar e un leu. Bun. Voi ați divorțat sau veți divorța de persoana asta pentru că înțelegeți că a fost doar o pasiune și că persoana asta vrea să fie cu regina asta de bute pe care voi o respingeți. Deși voi ați crezut că a fost o aventură, puteți să fiți chiar voi, ok? Deși ați crezut că este doar o aventură, poate voi aveți pe altcineva extraconjugal, ori voi, ori persoana voastră, cine a crezut că are o aventură, n-a fost o aventură, asta e o relație serioasă a persoanei voastre sau a voastră. Aici cineva se recuperează și ori alege relația extraconjugală, dacă sunteți voi, dacă este persoana voastră și alege relația extraconjugală, voi vă recuperați și vă vindecați și înțelegeți într-un final, voi cei din Zodia Fecioară, că lupta asta pe care o duceți voi în continuu nu va duce nicio justiție cu o persoană rac pe scorpion, taur, fecioară, capricorn pe care o cunoașteți din copilărie. Asta este o persoană care v-a adus dezechilibru tot timpul. Lacrimi și înțelegerea faptului că nu mai poate fi reînviată această relație și că rămâne terminată. Ok? Pentru că cineva ține de finalul ăsta. Vreau să văd.
9 de săbii, pentru că asta e suferința voastră. Voi trebuie să vă găsiți echilibru, să mergeți mai departe, exact. Aveți atât de multe lucruri frumoase de făcut și aveți atât de multe sarcini pe partea de carieră pe care voi le dați la o parte datorită suferinței voastre pentru persoana asta pe care o văd de luni de zile în etalările voastre, încât trebuie să înțelegeți că nu faceți decât să vă consumați energie, venituri, veniturile voastre, să vi le consumați poate pe această persoană, pentru că am mai văzut și în luna trecută că persoana asta vă trage în jos când vine vorba de partea de carieră și voi vă consumați veniturile cu această persoană sau nu mai sunteți focusați pe partea de carieră, ceea ce trebuie să faceți foarte mult în această perioadă, dând atenție acestei suferințe pentru această persoană care este trecută ca și relație de mult. Bun, vreau să văd moartea și 4 de monede. Da, va fi o decizie finală. Va fi o decizie finală, v-am spus, mi-a căzut și data trecută rac pe scorpion, această persoană. Decizia este finală. Să formulez din nou întrebarea. Persoana asta a adus numai conflict în viața voastră pentru parte financiară. Certuri pentru parte financiară. A pus toată responsabilitatea în cârca voastră. Nu este corect, nu este ok. V-a făcut să vă zbateți pentru relația asta, iar relația asta se va termina. Persoana asta ține de finalul ăsta, ori voi țineți de finalul ăsta cu această persoană. Clar. Ia să vedem ce decideți voi cu 2 de săbii invers în legătură cu regele ăsta de cupe. Nu mai vreți persoana asta. V-ați răcit în ceea ce ține de sentimente, dar totuși o să aveți ceartă, conflict. Deci tot nu vă lăsați, asta e decizia voastră. 5 de bâte. 5 de bâte. Conversații inutile, 5 de bâte, care nu duc la nimic, dar poate voi vreți să aflați un adevăr. Și anume, adevărul este că persoana asta n-a fost niciodată o persoană sinceră și niciodată n-a fost o persoană sau nu v-a făcut fericiți cu adevărat. Voi, în discuția asta pe care o veți avea cu persoana asta lămuritoare, vreți să aflați adevărul. Ia să vedem ce aflați cu asul de săbi din partea acestei persoane. Exact. Aflați că persoana asta a avut întotdeauna secrete și, și a iubit pe cineva în secret. Ok. Și asta va aduce turnul. Dar luați și viceversa, poate să fie vorba de voi. Și recunoașteți acestei persoane adevărul. Ia să facem clarificare. Pe ce respingeți voi aici? 7 de bute și puterea. Respingeți o persoană pentru care vă certați cu persoana voastră. Persoana voastră își dorește să fie cu persoana aia. Ori voi. 7 de bute cu puterea. Exact. Persoana asta este sufletul vostru pereche sau sufletul pereche al persoanei voastre. 7 de bute și puterea. Voi sfătuiți persoana voastră, ați fi în stare să faceți compromisul ăsta, să sfătuiți persoana voastră, lasă, trecem mai departe, chiar dacă ai avut opțiunile astea, mergem mai departe. Dar persoana asta își dorește un nou început cu această persoană. Ori puteți să fiți voi aceștia care trebuie să realizați că iubiți persoana asta din leu. Poate fi berbec, săgetător, ok? Poate să fie chiar vărsător. Voi spionați această persoană, această femeie, a treia energie, 7 de bâte și puterea. Nu, acest proces nu este încheiat.
persoana voastră sau voi n-ați terminat-o cu persoana asta din zodie de foc. Procesul vostru cu persoana voastră este încheiat. Ia să vă justiția. Justiția. Justiția este că voi veți începe o nouă relație cu cineva care o să vă aducă dragoste cu adevărat și lăsați trecutul în urmă. Veți avea pe cineva nou care poate fi fecioară ca și voi, balanță. Justiția. Și lăsați persoana asta din pești în trecut. Justiția. Și așa apără regele de cupe. Exact ce am spus. Părăsiți persoana asta, pentru că asta este justiția. V-ați chinuit mult prea mult, ați dat mult prea mult, ori a fost ambiția voastră, dar voi aveați pe cineva în paralel care vă iubea foarte mult, poate fi chiar acest rege de monede, taur, fecioară, capricorn, această balanță, și voi, practic, era o ambiție de-a voastră sau o căsnicie care nu mai funcționa de foarte mult timp, dar voi aveați pe cineva în paralel care vă iubește și voi vă dorea foarte mult. Iar voi cumva vă focusați pe o energie care nu mai era de actualitate și nu mai este de actualitate. Și acum fiecare mergeți pe drumul vostru și eu văd că este, cum am văzut și mai devreme, o decizie finală. Regele de cupe și de monede. Ce am spus? E o decizie finală. Da. Este o decizie finală. Să vă eliberați de această relație toxică, căsnicie, relație, prietenie, orice. Bun. Atât am avut și pentru voi. Eu vă mulțumesc și sper că v-am fost de ajutor. Vă pup și ne vedem la un nou video.